Pentru programarea unei nunți de vis, vă așteptăm vineri între orele 13 și 20, sâmbătă de la 10 la 21, iar duminică între orele 10-18. Se spune despre căsătorie că este absolut necesară între 20 și 30 de ani, că e utilă, dar nu necesară între 30 și 40 de ani, iar mai târziu e periculoasă. Câtă filozofie! Am numai 19 ani, dar dacă mă căsătoresc așa de vreme, nu mai pot să-mi fac o carieră, automat poate intervine un copil și apoi viața mea e distrusă, într-un fel sau altul. Când doi iubesc, e momentul. Acum se cam așteaptă până la 20-30 de ani, înainte la 16 ani. Pentru mulți, căsătoria este ceva demodat. Pentru alții, este dragoste pe bază de contract. Toate nunțile sunt la fel, doar căsnicile sunt diferite. Dar dacă la nuntă gătește uica Mihai, atunci căsnicia e fericită. Da. Sau ai botez? M-am săturat de baba mea. S-a deschis aici la noi în Reșta târgul de nunți. Și am auzit că se dau mirese ieftin. Vreau să-mi iau una musa neapărat. Și așa o momești cu mâncare din asta? Păi da. He he, ia uite că mi-au venit prețenii. Bună ziua. Păi Matale, ai și muzicanți. Păi, la nunta din Bana, știi ce e important, Veronica? Răchia și muzica. Aha. Fără asta? Nu exista problema mâncării, că toată lumea avea mâncare. Dar motivul să se vadă prietenii, să bea o răchie bună și muzica să cânte, fain, să te încălzești la joc, să dai acolo, să tragi un brâu. Uica, înainte de muzică, totuși stomacul meu nu mai rezistă la tentațiile astea. Am gustat aperitivele alea, dar parcă acum când văd peștele ăsta, m-aș înfructa și din el un pic. Ce gătim? Veronico, o să facem două feluri de pește care sunt inedite. Uh-huh. Sunt rețete pe care eu le-am gândit, le-am încercat de câteva ori, dar cu ani în urmă. Sunt bune și vreau să le recomand mirilor care se cunună anul ăsta să-și îmbucure sufletul cu așa pește gătit de mine, așa cum îl gătesc eu. Am văzut că e la modă acum la nunți, se dă un antreu cu pește, antreu cald, pește. Și pește din ăsta simandicos. Da, uica, dar peștele în general nu știu cât e de recomandat la nunți. Stai la masă, stai să bibilești acolo pe întuneric oasele alea. Hm? Păi de-aia e pește nobil, ăsta nu are oase, păstrăvul și șalăul. Și uite, hai. Deci n-am nicio frică și nicio emoție. E și absolut. Pentru bețâcii care... Mai ales aia, trebuie să avem grijă că omul dacă bea tripa are răchie și la nuntă întotdeauna răchia e bună, îi șage un os în gât și la revedere. Și pentru doamnele acelea de au unghiile făcute care, na, eu știu... La ele nu-mi prea gândul, la nuntașul, la bețâc. Ei, dacă se neacă după ce a dat darul la masă, nu e nimica. Nu e să nunta în pagubă. Așa. Dar uica, ziceai că înainte nu se mânca pește la nuntă, pe masă. Ce se mânca? Veronica, la nunta din Banat, care era, doamne, ținea nunta 3 zile. 3 zile? 3 zile. Aoleu, nu existau invitații. Când adică, mai scap de invitații ăștia? Nu era invitații. Dacă îi trimiteai lui capătul de la Ceregova o invitație scrisă pe hârtie, o arunca. Spunea, ce e asta? Trebuia să te duci personal cu plosca, cu răchie. Și îi spunea, la fiecare? Ca, la fiecare era musai. Dacă omul lua plosca și gusta din ea și spunea, bună răchia, însemna că vine la nuntă. Dacă spunea, nu mulțam, nu beau, așa. Tu îl invitai în continuare, dar insistai, era sigur că omul nu vine. Uh-huh. Era un formalism așa de țară. Nașii erau cei mai importanți și băgați în seamă. Urma în ordine socru mare, socru mic, mirii și ultimii erau gevării. Gevării erau prieteni de-ai mirelui care aveau sarcina
să o rânduiască ca totul să meargă ca pe roate. Ei erau îmbrăcați țanțoși, frumoși, călare pe cai, legați cu panglici roșii, mergeau din poartă în poartă. Muierile se adunau și făceau tăiței. Păi trebuia să fie tăiței ca firul de păr. Și lucrau 3-4 zile, toată casa era plină de foi mari de tăiței. Pe paturi, pe procoviți, pe merse. Când se lucra la tăiței, după aia venea treaba bărbaților. Bărbații. Nu erau aperitive ca acum, cu ouă umplute, am văzut evantai de brânză, tot felul de minuni de astea. Nu, aperitivul era cartaboș, cârnaț alb de casă, sângerete, deci mezelul și prospătură de porc. Uica, hai să mai știu. Haide să facem peștele, că săracul, uite aici. Uica, dar cât era de important, cât conta la buzunar pentru ăla care venea invitat acolo să fie mâncarea bună? Dacă era bună, scotea mai mult nu din... Era ca, nu ca în ziua de azi, când mâncarea e foarte importantă, nu. Erau alte două criterii. Răchia și muzica să fie bune, că mâncarea avea toată lumea acasă. De nu exista om îmbanat să n-aibă cuina, cuhnea plină, cu carne, cu tot ce vrei. Mâncarea era cât trebuie, la băutură și la petrecere. Dar muzica era importantă și răchia. Midor, mergem să cântăm o țără cu prietenii mei. Așa, mergem. Hai da. Știi cum e, Veronico? La noi, în Banat, tot bănățanul are o doină. Așa. Și când îi vine lui chef de muzică, cheamă și spune: ui ca Nicolae, ia cântă-o pe aia pe-a mea. Și muzicantul, care e muzicant adevărat, știe doina la fiecare mesean. Așa, știi? Da. Și cântă și atunci e omul. Îl vezi că strigă: au putredo după mine că-ți dau bani cu sac. Au putredo! Nicolae, zi una de jocă! Hai, una de jocă! Bască, mi-ai rupt sufletul, zi! Vezi ce rămâne din șalăul ăsta? Da, și asta n-aruncăm. Asta recomand gospodinei, dacă face fileuri, da, să-l clocotească 10 minute în apă. Da. Toată carnea de pe șalău se desprinde, vine strecurată și atunci să se comporte cu resturile astea de șalău ca și cum ar fi icre. Bătute cu unt, cu sifon, cu apă minerală, iese o cremă delicioasă pe care o ungi pe pâine prăjită, îi dai bărbatului să mănânce și te iubește încă 25 de ani. Gospodinele! Țineți aproape de Uica Mihai. Să vezi, păstrăvul ăsta îl gătim foarte simplu, dar într-un mod foarte ciudat. Păstrăvul trebuie să fie proaspăt. Acesta se pregătește ca o roată cu coada prinsă în dinții peștelui. Dacă e prea mare, așa cum l-a ales Uica, pregătiți-vă la îndemână scobitor, pentru a-i da forma dorită. Așa simplu, fără să-l condimentați, puneți-l la gătit la convectorul cu aer cald, vreo 40 de minute și 180 de grade, sau pregătiți-l în baie de abur. Așa. Șalăul ne așteaptă. Uite ce facem cu șalăiașii ăștia. L-am neglijat suficient. Avem fileurile și acum tăiem porții. Să zic să fac două porții, da? Două porții. Să nu fim chiar zgârciți. Bucățile de șalău file se dau prin făina albă și se prăjesc câte un minut pe fiecare parte în untul încins din tigaie. Prima dată fileul se prăjește pe partea fără piele, ca să nu se încrățească bucățile de pește. Focul trebuie să fie iute, să nu aibă vreme fileul să se înmoaie. Și nașii cum erau Uica tratați de către Mirca? Am auzit tot felul de variante, că nașii primeau daruri sau cum da, se păi făcea? Da, când te duceai... Te duceai la cineva pe care doreai să-ți fie naș, te duceai cu un plocon. Ah.
Îi duceai material de un costum, material de rochie pentru nașă, tot felul de fețe de masă, lucruri de astea. Și un dar în bani, pe care nașul când venea la nuntă, dacă accepta, ți-l întorcea și cu mult pe deasupra. De exemplu, la mine, eu am fost împețit, normal, cum se merge împețit, știi, s-o cer. Și socrii mei n-au vrut, au spus, nu, suntem de acord, ne place de tine, dar trebuie să mai ai răbdare un an, doi, că fata e prea tânără, n-a terminat școala, nu am adunat zeste. Uite, peștele s-a făcut pe o parte, acum o să-l facem și pe partea cealaltă. Important că el a spus, mie nu-mi trebuie zestea, că noi suntem tine, ne facem de tot. Nu o să aveți răbdare că ne e rușine, află lumea că n-am adunat zeste pentru fată. Fata e demăritat și n-are zeste, e rușine pentru părinți. Dar palmă... câți ani avea nevasta mea tale că ai zis că nu termina școala? Când era cam bătrân, avea 16 ani. Aoleu, de-abia 16 ani? De-abia am 16 ani. Să fii nevasta la bărbat de la 16 ani? Dar dragostea, tu crezi, dragostea e orbei legată la ochi. Și socrii, nu, și nu, că să ai răbdare, nu-ți dăm fata, da? M-am vorbit cu a mea, mie îmi place să zic că am furat-o. Aha. Ea zice că am fugit. Am vorbit cu ea, zic, uite mă, ăștia nu vor ce, nu mai putem, nu putem, hai da. Am, dimineața după ce au plecat ei de la lucru, m-am dus, am luat-o de acasă, a avut o geantă cu cărți și hainele de pe ea, eu la fel. Și am fugit, ne-am ascuns la o mătușă. Ăștia ne căutat disperat, și familia ei, și familia mea. Unde îi, că dacă îl prind, îi strâng, îi sucesc gâtul, nu știu ce. După vreo trei nopți au dat de noi, de-n crucea nopții, la două noapte a venit. Nemernicule, ne-ai furat fata, ne-ai stricat fata. Luați-o, poftim, acum nu mai gata. Și faceți nuntă, facem nuntă. Eu îți dau și zestea, să știi, dar până adun bani, până nu știu ce. Știi când am făcut Veronica nunta? După ce era și al doilea copil născut. Se taie bucățele de șuncă cu care se presară șalăul, dar nu prea mult ca să nu-i schimbe gustul peștelui. Bucățile de șalău se învelesc cu câte o felie de cașcaval și se dau la cuptorul cu microunde până ce acesta s-a gratinat. Sosul se prepară din bame unduite în untul rămas de la peștele prăjit, smântână, suc de roșii și se asezonează cu sare și piper. O feliuță de lămâie aici și mai facem o jumătățică de lămâie dacă cineva vrea să stoarcă peste păstrăm, dar nu recomand. Gustul lui natur așa e mai bun, n-are rost să-l stricăm cu lămâie. Ui, am fost mai mărit odată ca să mai facem o dată merimetă. Veronica, această porție este a ta. Câștigătoare! Hai da, să-l mâncăm pre el. Pre el, că se uită invitații, ăsta e al meu, nu-i așa? Așa? Îl merit. Dar Veronica, ai uitat vorba noastră în felul. Că ce? Că... Vorba noastră înțeleaptă, care spune da. Că stomacul deștept face mintea sănătoasă. Mâncați și voi un pește de ăsta, că e șalău, că e păstrăv, nu contează, e grozav.